Dragi români, întâmpinăm anul nou cu speranța că vom putea reveni cât mai curând la viața normală dinaintea pandemiei. Lăsăm în urmă un an cu multe provocări legate de grija față de cei dragi, situația economică, locurile de muncă și capacitatea statului de a oferi protecție celor aflați la nevoie. Guvernul pe care îl conduc a înțeles aceste nevoi. România are un buget echilibrat care garantează investiții fără precedent și în același timp protecție socială eficientă. Este important să aducem în prim plan cetățeanul. Avem nevoie de reformă instituțională, de debirocratizare și digitalizare, dar este la fel de important să înțelegem că pentru acestea avem nevoie de timp și de resurse umane. Schimbarea mentalității se face prin educație și participarea cetățeanului la acest proces. Viitorul nostru va arăta așa cum ne dorim doar dacă vom investi în el, dacă tinerele generații vor regăsi în țara lor locul în care vor dori să trăiască și să se dezvolte. Dacă le vom oferi educația și motivația de care au nevoie, vom reuși să ne bucurăm împreună de acest viitor. România a trecut, ca și alte țări, prin perioade foarte dificile din cauza crizei sanitare. Alături de eroii din prima linie, medici, personal sanitar, Trebuie să fim responsabili și raționali în eforturile noastre comune anti-COVID-19. Este absolut necesar să conștientizăm că pericolul încă nu a trecut, să fim prudenți, să respectăm conduita sanitară recomandată de medici, să le ascultăm sfaturile. Vaccinul ne protejează viața, ne apără de formele grave ale bolii COVID-19. Intrarea în anul 2022 marchează împlinirea a 15 ani. De la aderarea României la Uniunea Europeană. Un moment foarte important din istoria noastră recentă, care ne-a adus în cel mai important edificiu democratic, politic și economic al acestor vremuri. Acum, în acest context dificil al pandemiei, apartenența la familia europeană a însemnat sprijin reciproc și eforturi unite pentru asigurarea mijloacelor sanitare necesare atât în perioadele critice în care spitalele din România erau sub presiunea numărului mare de pacienți infectați cu noul coronavirus, cât și pentru accesul la cele mai sigure și eficiente vaccinuri anti-COVID-19. Apartenența la Uniunea Europeană va continua să ne aducă beneficii și prin relansarea economiei prin finanțarea proiectelor de investiții și de reformă cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență. Bunăstarea și pacea oferite cetățenilor europeni reprezintă pentru români o realitate care poate fi îmbunătățită. Dragi români, cea mai bună dovadă de respect față de dumneavoastră este să demonstrăm în actul de guvernare că miza principală este redarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului. Aceasta vreau să fie baza solidă prin care vom putea reda speranța tuturor românilor inclusiv a celor din diaspora, că pot avea un viitor în țară, alături de familie și prieteni. Avem nevoie de unitate, avem nevoie să înțelegem toți că, doar împreună, cu seriozitate și consecvență, în toate angajamentele pe care ni le-am asumat, vom reuși să oferim copiilor noștri și nouă înșine un viitor mai bun. Vă doresc să aveți parte de un an nou bun, cu sănătate și împliniri pentru fiecare. Un an care să ne ofere speranța și bucuria revenirii la o viață normală. La mulți ani, dragi români!